matineu muzical splendid la Scandinavian House pe Park Avenue New York cu doi ambasadori importanți ai culturii românești, pianistul Horia Mihail și flautistul Ion Bogdan Ștefănescu. Felicitări, suntem după concert, un eveniment muzical absolut impresionant. Ion Bogdan Ștefănescu este prima dată la New York și am să încep cu dânsul. Pentru prima dată sunt într-adevăr la New York. A fost o zi excelentă, zic eu, și cred că și muzica s-a potrivit cu ora la care a fost organizat concertul, un mic concert de prânz, am putea să-i spunem. Este un recital pe care noi avem de gând să-l mai plimbăm prin lume, vom merge și în Japonia peste două luni, vom cânta la Osaka și la Tokyo, pentru că, de fapt, ideea acestui tip de recital în care sunt prezentate numai lucrări de compozitori români, de aceea l-am și numit românesc 100%, această idee ne-a venit pentru că cred eu că e momentul ca după acest succes pe care Festivalul Enescu îl are în lume în clipa aceasta și în sfârșit lumea începe să audă și să cunoască muzica lui Enescu, ne-am gândit că ar fi bine ca mai ales străinii, dar și românii, de ce nu, să afle că pe lângă Enescu, care este un compozitor uriaș, categoric și asemenea lui Eminescu, Eminescu care a modernizat limba română și Enescu a modernizat școala românească de compoziție prin personalitatea sa, prin genialitatea sa, dar totodată în timpul lui Enescu au existat compozitori de primă mână foarte puțin cunoscuți în lumea largă și prin acest recital noi prezentăm atât cât ne permite repertoriul nostru de duo, nu, flaut și pian, o muzică care își trage seva din folclorul românesc, mai ales în prima jumătate a secolului al XX-lea, așa se compunea în România și nu numai, toate aceste școli naționale atunci s-au lansat, în general în lume, și iată compozitori precum Tudor Ciortea, Ciprian Porumbescu, Petre Elinescu, Vasile Gianu, puțin cunoscuți, vin cu lucrări care au priză la public, care pot stârni sentimente profunde și de dor și de mândrie, de ce nu. Cred eu că este o muzică de primă mână care
merită să fie ascultată și aș vrea să pomenesc și această premieră absolută, Mascherade, a lui Ioan Dobrinescu, o piesă construită pe o temă celebră românească, una dintre cele mai frumoase melodii, cred, și românești, dar și de pretutindeni, Mocirița. El a conceput special pentru America această suită în care trece prin tot felul de dansuri și cu ușoare influențe jazzistice. Deci am adus în fața publicului, noi la BIS am cântat o piesă a lui Dan Dediu, o horă din Moldova, Dan Dediu care este un compozitor senzațional al generației noastre și a fost până acum câteva zile rectorul Universității de Muzică din București, deci o personalitate realmente, care, iată, la cererea noastră ne-a făcut acest cadou și cred eu că în felul acesta putem într-adevăr să fim numiți ambasadori culturali ai României datorită acestui program pe care noi îl prezentăm cu mare plăcere publicului de pretutindeni. Maestru Horia Mihail, pianist de mare valoare, un om care a studiat în America, atât ca student, cât și ca profesor la Boston. Câteva impresii. A trecut o perioadă foarte lungă de timp de când am absentat din această țară. Bun, au trecut la inițial 10 ani, 2004-2014, acum 2 ani am fost în New York și am avut două concerte. Mă simt bine trăind în România, însă venind din când în când în Statele Unite ale Americii, luând legătura cu comunitatea de aici, aducându-mi aminte de o perioadă importantă din viața mea, de altfel am locuit în această țară pentru 10 ani, la acea vreme era ultima treime a vieții mele de până atunci.
impresii despre acest concert nu cred că aș putea avea mai mult decât a spus prietenul meu Ion Bogdan Ștefănescu, care a spus cam tot. Însă, iată, este a doua oară când cântăm acest program și începe să prindă contur, să aibă sens. De fapt, el avea sens încă dinainte. Să, trebuie să recunosc că unele piese le-am cântat pentru prima dată împreună acum 2 zile la Washington, iar acum pentru a doua oară aici în New York.